Dar de ce, Alex? Ce s-a întâmplat practic? Că, uite, spuneai că nu mai avem jucătorii din generația de aur. Păi da, dar voi ați crescut cu generația de aur și jucătorii care au venit după, tot avem jucători talentați și dar ceva Da, s-a acum rupt, ceva depinde s-a... și depinde ce înseamnă, ce înseamnă talentul. Ce înseamnă talent? Eu știu. Noi spunem că suntem talentați, dar nu știu ce e talentul. Să pasezi bine, da, probabil asta e talentul. Acum nu știu dacă noi avem cultura de a pasa bine. Nu? Noi trebuie să facem 7 atingeri până pasăm bine. Pentru mine asta e talentul. Așa că da, iau un jucător mingea și driblează. De asta zic, e greu să definești talentul în primul rând, dar cu siguranță țările din vestul Europei cel puțin s-au dezvoltat foarte mult și au investit în copii, în juniori și automat ei au crescut mai bine decât tinerii din România. Într-adevăr, generația de aur a fost o excepție din ultimii ani, pentru că n-a fost o regulă și plus de asta, în perioada aia, lucrurile nu erau așa avansate în fotbal. Erau bani mulți atunci, dar nu erau cum banii care sunt acum. Adică țările încă erau, nu se Corect, dezvoltau da. foarte mult față de Erau cam România. Da, nivelate da, un da. pic, Și da. automat, probabil, cum spuneți, de talent, abilitatea asta noastră cu mingea Făcea făcea diferența. diferența. Acum nu prea mai face diferență. Tu ai avut idol? De Naționala României, da, mi-a plăcut Adrian Ilie. Am fost disperat. Bine, mai Scriei pe vorbim. spate? Scriei Da, cu... eram cu numărul 11 pe spate. Clar, de Hagi știa toată lumea, toți jucătorii, Dan Petrescu, Gică Popescu, toți jucătorii Da, corect. Nu, au asta vrea fost să te... fabuloși Cine voiai tu să pentru... fii când intrai, Eu domnule, voiam să Adrian Ilie, bine, era și ești... mai tânăr decât ceilalți jucători și... Apoi, da, mi-a plăcut și Mutu foarte mult, Chiu, Mirel Rădoi, Herasteli și Marius Lăhătuș, la fel. Am Mai intrat, tine. simțeai... Deci am prins, într-adevăr, finalul carierei, dar eram copil și urmăream meciurile Stelei în perioada aia. Mai ții minte primul meci pe stadion? Te-a dus tatăl tău sau cum ai ajuns? Cum a fost? Da, am fost la Steaua, mă duceam la derbiuri când jucau cu Dinamo, cu Rapid, am fost la un Rapid Steaua 3-0, ți minte, a dat Pancu 2 goluri, dacă nu chiar 3. Am fost la un Dinamo Steaua după ce a bătut Dinamo pe Steaua după nu știu câți ani, după 15 ani sau ceva de genul ăsta, cu Lupescu, cred că și cam în Nu perioada prea aia, l-ai în fine. nimerit așa. Ce? Zic, nu prea l-ai nimerit pe astea pentru Steaua. Pentru Steaua... Favorabile, Am zic. fost și la Steaua la un meci când au câștigat, dar nu mai știu în Ghencea cu cine. Dar mă duceam și la meciurile echipei naționale pe Ghencea în perioada aia. Mergeam de la Brăila, era relativ aproape și mergeam să văd. Urmăream. Ai avut parte de botez? Nu am avut, când am fost la școala de fotbal la Sporting Pitești, într-adevăr, erau înainte niște practici cu botezul, gen Da, să să-l dădea facem. un botez, dar eu n-am mai prins botezul, în schimb, da, mai spălai o gheată, mai spălai jambiere, chiloți, eu știu. Mai care ai o geantă, mai... Mai, da, asta nu se pune problemă, nu se punea problema, dar acum dacă stau să mă gândesc, erau lucruri învechite, nu știu, mi s-ar părea acum să tratez un copil sau un tânăr așa, mi s-ar părea pe ieșit din comun, dar alea erau vremurile. Da, uite, voi aveați un respect pentru jucătorii mai mari și mai consacrați, dar acum mi se pare mie că cei care vin din urmă nu prea au respect față de... Da, nu știu, eu n-am simțit de la tineri ce au fost la CFR Cluj, cel puțin, pe care am prins recent acum, nu mi s-au părut că erau, aveau respect, au fost ok. N-am avut nicio problemă din punctul de vedere cu ei. Și nici n-aștept acum respect, ce înseamnă respect? Să vină să mă, nu știu, Nu, să-mi dar... zică dumneavoastră sau eu știu. Nu să zică Dar ideea e dumneavoastră, că dar... și eu când am fost tânăr, Să aveam se respect așeze pe locul tău, pentru... spre exemplu, sau să vină Aia, sau nu să... se întâmplă lucrurile astea, nu se întâmplă. Nu, niciodată nu s-a întâmplat treaba asta. Și plus de asta, ok, respect, dar pe teren trebuie să fii, nu, să-i mănânci, adică unul care e prea respectos nu prea e... Clar și eu aș fi respectat cu toată lumea, țin minte, nu știu, am fost toată la tineret, parcă și era Cristi Chivu în bazin și nu mai l-am auzit, eram prin jacuzzi pe acolo la Mogoșoaia și mi-a fost rușine să mai mă duc în bazin, am făcut și m-am dus în cameră. Într-adevăr, erau și jucătorii mult mai mari și vremurile altfel. Și încă o dată, deși jucătorul în sine era poziționat pe o scară mai mare a societății. Ok, și în ziua de azi fotbaliștii au bani, asta e clar, peste nivelul mediu, doar că imaginea se creează, nu știu, nu se creează o imagine care să te entuziasmeze să-ți dai copiii la fotbal sau... Așa cred că e la noi, încă o Adică dată tu zic, nu ți-ai nu-i... dat copilul acum la fotbal? Eu am numai fete, nu aș putea să le... Nu, Da, dacă vorbim ce fete, da, dacă la ar fotbal, la fi... fetele așa, da. Nu că nu, eu personal, că și am trecut prin greutăți, dar
per total drumul a fost senzațional, frumos, nu? Toate experiențele pe care le-ai trăit. Doar că da, nu vorbesc, n-am un băiat ca să-mi dau seama, dar ce în jurul fotbalului nu e, cred că, cel mai sănătos mediu și da, ceea ce vedem noi de la... Spune-ne cu Cristi Chivu și te-ai întâlnit până la urmă cu el? Nu m-am întâlnit, acolo? M-am făcut duș, dar am o poveste cu Cristi Chivu. Am fost la Anderlecht și am jucat cu Manchester United în sferturi de Europa League și ne-am întâlnit înainte de meci, am vorbit. Era Mourinho antrenor la Venise Gen și Cristi era observator UEFA. Și țin minte că am, în fine, am vorbit înainte de meci, s-a terminat meciul. Să ne povestești, avem timp. Da, și după ce am terminat, am urcat în autocar, pierdusem, am avut șansă să dăm gol, să ne calificăm în semifinale, până ultimele minute, dezamăgit și ne-am urcat în avion. În avion, în autocar. Și a venit o femeie care lucra la Andrei și mi-a zis, Alex, după mult timp, te așteaptă cineva, un român. Și zic eu, acum gândeam că fii un fan, era supărat, zic, ce român, o zic, lasă-mă, pace, hai, du-te la el, zic, hai că mă duc. Și când m-am dus acolo în autocar, era Cristi, băi, am venit să-mi iau la revedere de la voi, că eram cu Stanci. Wow. Și mă și gândeam, zic, pai, ce jucător și ce om, incredibil. Da, a fost și un caracter senzațional și probabil de asta a și reușit la, cred că a reușit la cel mai înalt nivel, adică din fotbalul modern, nu vorbim de foarte mult timp în urmă, e Champions League, e aproape imposibil pentru un jucător român în ziua de azi. Și acum, ca și antrenor, da, și ca antrenor, rezultate. Da. Prima dată când ai intrat în vestiar la FCSB, la Steaua? N-am avut emoții. Da, pe Ghencea să calci acolo. A fost prima dată când ai călcat pe Ghencea ca și, nu ca adversar, ca și... Da, am mai fost ca adversar, ca și jucător, da. Și publicul? A fost frumos, am jucat un meci cu Astra, da, cu revenise echipa de la Mogoșoaia, fusese plecată pe la Buzău, chestii de genul ăsta și... Și a revenit în Ghencea și a fost stadionul full, a fost frumos tare, atmosferă frumoasă. A fost și emulația mare, Steaua nu mai câștigase de mulți ani, nu era problema cu Stema, nu se certa nimeni. Și cred că a contat foarte mult treaba asta. A dat Paulică, vorbeam de el, a dat un șut de la 25 de metri direct în vinclu, în meciul ăla. S-a creat o emulație frumoasă. Primul tău gol la Steaua, la FCSB? Am dat la Pandurii. Am jucat cu Panduri un meci în deplasare și am dat un gol. Făcut 2-2, cred. Antrenamentele cu Tommy? Adică antrenamentele cu Tommy, da, au fost cele mai grele, clar, să știau metodele. Ai vomitat, ți-a venit rău? Nu, am vomitat, dar erau grele. Acum îți pare imposibile, dar a meritat atunci. Poate și asta a făcut parte din succesul nostru. Nu știm ce a făcut... care a fost cel mai important lucru din... Foame de rezultate, poate. Da, așa cum n-ar avea jucătorii foame de rezultate. Nu, o echipă care nu câștigă are foame de rezultate. Adică eu așa o văd, nu știu. Am eu foame de rezultate acum, la vârsta mea, și mi-aș dori să câștig mereu.